Cei trei feciori. A fost odată un tată care avea trei feciori. I-a crescut cum a putut mai bine, iar când s-au mărit, i-a trimis în lume să învețe fiecare, timp de 3 ani, câte o meserie, după care să se reîntoarcă la casa părintească. Cel mare învățase de la un cioplitor în lemn să facă lucruri minunate din orice bucată de copac întâlnită. Cel mijlociu stătuse pe lângă un vânător și învățase să vâneze ca nimeni altul, iar mezinul își petrecuse cei 3 ani în colipa unui vrăjitor, unde învățase graiul păsărilor și totul despre ierburile tămăduitoare. Reîntors acasă, fiul cel mic a auzit de la o pasăre că un balaur o răpise pe fica cea mică a împăratului, așa că își luă frații și porniră în căutarea ei. Împăratul promise că cel care îi va aduce fica va fi numit mare sfetnic la palat. Feciorul cel mare construia atunci o barcă cu care cei trei ajunseră la peștera dragonului care se afla dincolo de lac. Feciorul cel mijlociu răpuse balaurul cu o singură săgeată, iar cel mic îi dădu fete ierburi frumos mirositoare, căci biata leșină de spaimă. Apoi merseră cu toții la palat ca să-și primească răsplata. Mie mi se cuvine slujba de sfetnic, îi spuse fiul cel mare împăratului, căci eu am construit barca cu care am ajuns la prințesă. Ba mie, grăi cel mijlociu, căci eu sunt cel care l-a răpus pe balaur. Dacă n-aș fi fost eu, spuse cel mic, nici n-am fi aflat că fata împăratului a fost răpită. Ce să mai vorbesc de faptul că eu am trezit-o din leșin. Unul singur nu ar fi putut-o salva, răspunse împăratul. Tatăl vostru va fi numit sfetnic, fiindcă a crescut 3 fii destoinici.